Uite, Bianca ne spune că e interesant și să privim spre cer și dacă mai știm să și interpretăm. Amar, dacă nu știți să interpretați, ascultați ce vă spunem la Neața, că sunt 12 zodii și pe larg vorbim despre ele. O perioadă ciclică, ar spune Bianca. Bună dimineața! Astăzi ne-am putea inflama rapid și probabil va exista un schimb de replici mai usturătoare. Ulterior însă renunțăm la drame și ne scăldăm în ape mai calme. Vestea bună a zilei este că Jupiter se mută în Taur și îi vom simți binecuvântările atât pe plan financiar, profesional, cât și personal. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec! Urmează un an întreg în care ți-ai putea mări veniturile. Dacă nu reduci însă din cheltuieli, în mai 2024 te poți trezi că banii au intrat în cont, dar nu mai sunt. Taur, după 12 ani, Jupiter ajunge în semnul tău. Așa se explică optimismul și entuziasmul care te vor cuprinde. Este perioada ta de glorie în care poți închide nas ușa trecutului și este timpul să te reinventezi. Gemeni, mai mult ca sigur simți nevoia să-ți încarci bateriile și ai face bine să te retragi din mijlocul agitației ca să îți regândești strategia. Este o perioadă de tranziție în care cea mai mare binecuvântare poate fi că îți regăsești liniștea sufletească. Rac, gașca veselă se adună în jurul tău, tu fiind, bineînțeles, sufletul petrecerii. Abia vei avea timp să te împarți între toți prietenii tăi. Vei deveni un fluturaș social, tocmai tu, cel care până acum refuza invitații ca să stea acasă. Leu, ți-ar putea fi apreciat talentul de cineva de peste mări și țări. Poate fi vorba de o companie străină sau de o persoană cu funcție înaltă care îți favorizează ascensiunea profesională. Și sunt și lei care se căsătoresc cu cineva de altă naționalitate. Fecioară, în ultima perioadă poate au fost momente când te-ai îngrijorat din cauza banilor. Cât de curând vei simți cum ți se ia o greutate de pe umeri. Norocul este de partea ta dacă vrei să faci un curs. În plus, călătoriile pe care le vei face îți vor fi cel mai bun profesor. Balanță, un parteneriat romantic sau de business ar fi putut să-ți dea ceva de furcă. Dacă ai rămas agățat în poveste din cauza banilor, acum găsești resursele necesare, astfel încât să-ți recapeți libertatea. Scorpion, mulți nativi ar putea formaliza o relație, așa că bat clopote de nuntă. Scorpionii singuri și-ar putea întâlni anul acesta sufletul pereche. Totodată, norocul este de partea scorpionilor dacă vor să semneze pentru un parteneriat de business. Săgetător, mai mult ca sigur ai tot primit semne că este cazul să pui mai mult preț pe prevenție și să te gândești mai mult la starea ta de bine. O să ai așadar mai multă grijă de sănătatea ta. În plus, te mai poți bucura de noi angajați sau de relații mai bune cu colegii. Capricorn, viața ta emoțională a fost un continuu șir de suișuri și coborâșuri până acum. Urmează însă un an în care distracția va fi literă de lege. Te poți îndrăgosti până peste urechi, poți deveni antreprenor sau părinte. Vărsător, vin vești bune legate de imobiliare. Mulți nativi și-ar putea găsi casa la care visează, alții se mută cu o persoană dragă inimilor. De asemenea, dacă locuiești peste hotare, te-ai putea întoarce acasă. Pești, ai susținerea astrală să-ți împărtășești ideile și să-ți îmbunătățești conexiunile. Vânzările și negocierile sunt de asemenea bine aspectate și mulți nativi pot semna un contract cu potențial imens. Să aveți o zi minunată și plină de iubire. Iar mai multe detalii găsiți pe contul meu de Instagram, astrolog Bianca Nuțu. Mulțumim frumos!